Acest video nu are ca scop îndemnarea populației către vaccin și nici nu are la bază competențe medicale care să aducă argumente împotriva vaccinului. Acest video are ca scop simpla prezentare a experienței mele în aceste vremuri, cel puțin ciudate, cu vaccinul. Salutare, numele meu este Laichici și astăzi vreau să abordăm un subiect mai serios decât ce facem noi de obicei aici. Am 25 de ani și ieri s-a făcut fix o săptămână de când am primit prima doză din vaccinul AstraZeneca. Joi, 4 martie, ora 17, mi-a fost administrat vaccinul. Cum de am putut să fac vaccinul? De ce am avut acces la vaccin? Simplu, fac parte dintr-o grupă de risc, așa consideră cei care conduc această campanie de vaccinare, având handicapul prezent, așa că am zis, de ce să nu profit de această situație? Oricum voiam să fac vaccinul încă de la început, încă din decembrie, de când i s-a dat drumul. Înainte să încep, zic că ar fi bine să ofer niște informații. Cum ar fi? Ce este AstraZeneca? AstraZeneca este un vaccin pentru prevenirea bolii coronavirusului COVID-19 la persoanele cu vârsta de 18 sau mai mult. COVID-19 este cauzată de virusul SARS-CoV-2. AstraZeneca este alcătuit dintr-un alt virus din familia adenovirusurilor care a fost modificat pentru a conține gena pentru producerea unei proteine din SARS-CoV-2. Vaccinul COVID-19 AstraZeneca nu conține virusul în sine și nici nu poate provoca COVID-19. Cum se utilizează? Vaccinul se administrează sub două injecții, de obicei în mușchiul brațului superior, iar a doua doză trebuie administrată la un interval de 4-12 săptămâni față de prima doză. Cum acționează vaccinul? Acesta este alcătuit, cum am mai zis, dintr-un alt virus, din familia adenovirusurilor, care a fost modificat pentru a conține gena de producere a proteinei țintă, spike, proteina țintă fiind SARS-CoV-2. Vaccinul acționează prin pregătirea corpului de autoapărare împotriva lui COVID-19. Adică, dacă știi că vine un bully peste tine, te pui și tu acolo puțin, faci 2-3 flotări, dai de 2 ori la sac, să știi unde să dai. Na, întreb și pe alții, auzi, bă, unde să dau, la ficat, la față? Să fii puțin pregătit, să nu vină așa chiar direct și să te pălească de unde nu știi. Această proteină, localizată la suprafața SARS-CoV-2, este necesară virusului pentru a pătrunde în celulele corpului. Deci, tu tai rău de la rădăcină. La administrarea vaccinului, aceasta va introduce gena SARS-CoV-2 în celulele corpului. Celulele vor utiliza informațiile genetice pentru a produce proteina spike. Sistemul imunitar va trata această proteină țintă ca pe un corp străin, că așa face sistemul imunitar și așa facem și noi, dar nu ne dăm seama. Când intră cineva la noi în casă și nu-l cunoaștem, este un corp străin și așa îl tratăm. Astfel că sistemul nostru imunitar produce mecanisme de apărare naturale, anticorp și celule T, globulele albe din sânge, împotriva acestei proteine. Astfel, sistemul imunitar, având deja aceste informații, când persoana vaccinată intră în contact cu SARS-CoV-2, sistemul imunitar deja recunoaște virusul și atacă, știe ce să facă, pentru că a fost învățat, pentru că a avut informația în prealabil. Adenovirusul din vaccin nu se reproduce și nu poate provoca boli. Foarte important. Toate aceste informații le puteți găsi în comunicatul de presă dat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, acest comunicat de presă fiind traducerea comunicatului de presă al Agenției Europene a Medicamentului, European Medicine Agency, prescurtat EMA, referitor la vaccinul COVID-19 AstraZeneca. Informații suplimentare și complete le puteți găsi în linkul din descrierea videoului. Bun, acum că am trecut de partea asta puțin greoaie, dar imperios necesară, odată pentru înțelegerea subiectului și încă o dată pentru trierea celor care au venit pe aici doar să zică că Bill Gates a fost plătit, face reclamă, satanistule, chipuri, na. Trebuia să-mi iau și această măsură preventivă, că odată ce lovești persoanele de genul cu câteva cuvinte deștepte, ele se evaporă. Credeți-mă.
Cu o săptămână înainte de a-mi face vaccinul, îmi scrie o cunoștință pe Facebook, bă, vezi că îți poți face vaccinul, programează-te că știu că vrei. Well, am intrat pe platformă, am găsit un loc fain frumos, joi, 4 martie, ora 17, sincer, nu știu exact de ce m-am dus pe data de joi, că știu că aveam mai multe variante în momentul acela, că numai ce se deschiseseră sau se deblocaseră locuri pentru vaccinare, însă bine că m-am pus joi și o să vedeți de ce. Ajung cu mama la centru, mama rămâne în afara centrului, mă așteaptă la mașină că nu are voie în centru de vaccinare, doar personalul acreditat și pacienții au voie să intre. Pe jos erau frumos marcaje pe ce traseu ai voie să te îndrepți, iar în fața ușii era un burete din ăla mare peste care trebuie să calci, să-ți îmbibi picioarele plin de dezinfectant, să nu duci tot felul de virus și orătănii microscopice în incinta centrului. Cum am intrat, nici n-am închis bine ușa în spatele meu, că am fost luat în vizor de domnișoară, vă rog să vă luați botoșei de unică folosință în picioare și să luați loc aici. Gata să trăiți, așa facem. Am luat loc, am completat câteva foi, un mic chestionar, dacă mă știu cu boale, cu toate cele, cu frezoane, cu capul, cu cardieșe, i-am zis că nu la majoritatea. Am vorbit ca 5 minute cu o doamnă doctor, m-a întrebat de alergii, dacă mă pastilez, adică dacă am luat ceva tratament de curând. Și mi-a dat un dă verde către implantarea chipurilor. Firar, nu asta trebuie să zic, adică pentru vaccinarea împotriva COVID. Am avut inspirația magnifică să zic la tanti că sunt stângaci și dacă poate să-mi facă vaccinul în mâna dreaptă. A fost răspuns afirmativ, mi-am dezgolit grațios umărul și m-am lăsat înțepat. După ce mi s-a implantat adenovirusul, am fost rugat să părăsesc camera aceea și să mă deplasez către ultimul punct, adică o cameră unde așteptam toți ca la TR să vedem dacă avem alergie sau dacă avem vreo reacție puternică la vaccin. N-a fost cazul, totul ok, mă durea la cei drept puțin umărul de la injecție, dar all good. Aici vreau să fac o paranteză, din punctul meu de vedere total necesară, cum am spus și pe Facebook, tanti țoapa de la poliția locală, să vă fie rușine că vă plimbați prin centru fără mască și fără să vă intereseze și fără să respectați traseele de intrare și de ieșire. Noi restul le respectam și purtam mască așa, de proști ce suntem noi. Mergem mai departe. În primele ore n-am avut nimic. Eram puțin oricum obosit de la job, așa că chiar dacă am avut, nu am dat importanță. M-am dus acasă, cred că am ajuns undeva pe la ora 18 și mi-am luat un somn direct de 4 ore și ceva, trezindu-mă și ridicându-mă din pat, de fapt, pe la ora 10 jumătate seara. Mă durea mâna ceva mai tare, dar na, totul părea normal și nu suspectam nimic și ziceam că na, mă doare mâna de la injecție în acel loc, nu poate să fie nimic ieșit din comun. M-am pus la somn înapoi pe la ora 3 noaptea după ce am terminat un live cu FIFA aici pe canal. Totul părea normal. Vineri, 5 martie, a fost cu totul și cu totul altă poveste. La ora 9, când a sunat ceasul, pur și simplu nu am putut să deschid ochii. Mă dureau toate. Era clar, aveam reacții adverse la vaccin. Vreau să vă aduc în atenția voastră că eu de mic sunt foarte căcăcios la boli, vaccinul sau chiar și la medicamente, adică mă rup incredibil de tare. Dacă răcesc câtuși de puțin, sunt la 4-2-3 zile și trebuie neapărat să iau antibiotic, că altfel nu-mi trece nici în ruptul capului. Reacțiile adverse au debutat cu dureri de mușchi de spate, destul de puternice. Am reușit undeva după 30 de minute să mă ridic din pat, m-am dus să mănânc micul dejun, nu a fost posibil, am luat 2-3 guri din omleta aia și aia a și rămas mâncarea mea pe ziua de vineri, atât am putut să mănânc. M-am întors în cameră, am tras puțin de mine, am luat un paracetamol, însă un paracetamol simplu și vreau să vi-l și arăt, paracetamol salvia, nu paracetamol sinus, căci că există o diferență între ele și ăsta ar fi cel mai bun dacă ai reacții adverse de la un vaccin. Eu am făcut cum am auzit, nu mi-a afectat cu nimic că nu a fost paracetamol sinus, ci a fost paracetamol din ăsta normal.
Am încercat să lucrez în ziua aia, m-am pus la laptop să lucrez. Ce să lucrez, domnule? Când fugea capul în toate părțile la modul fizic, nu puteam să îl țin drept. Nu eram în stare să îl controlez. Am mai stat așa o oră și am început să simt cum devin fierbinte și na, nu în sensul bun. Mi-am anunțat ce fac astăzi, nu se poate conta pe mine, a înțeles și mi-a dat pace. Am anunțat-o și pe mama că mă întorc la somn, am venit și m-am băgat în pat. Man, cum am pus capul jos, cum mi s-au stins instant luminile. M-am trezit undeva după 2-3 ore, bă, transpirat în ultimul hal, cald. Simțeam cum emanam căldură prin ochi, zici că eram Cyclop. Și aveam și o respirație caldă, mai ales când expiram. Mâna dreaptă nu mai puteam mișca deloc, deci mă durea toată partea asta. În ultimul hal, o zi întreagă am stat așa cu mâna. O zi întreagă am stat așa cu mâna, nu am mișcat-o, nu am făcut absolut nimic cu ea. Ce să mai, când m-am trezit, mă simțeam ca și cum aș fi fost bătut. Am luat termometru, 38,8. Well, nu e ok. Am luat iar un paracetamol, am combinat și cu un Nurofen răceală și gripă, îl am și pe ăsta aici, de 200 acest Nurofen de răceală și gripă. Sincer, aș fi vrut să am în casă ceva mai tare, de un 600 sau de un 800, pentru că mă durea îngrozitor capul în zona tâmplelor. Simțeam cum, bă, fizic îmi pocnesc tâmplele. După ce am luat aceste medicamente, am băut apă. Foarte important, apă și ceai, dacă puteți. Eu nu prea suport ceaiul, nu pot să beau ceai, astfel că m-am rezumat foarte mult la apă. Hidratați-vă, că este foarte mare nevoie. Am luat și o vitamina C. La un moment dat am simțit că îmi dă un impuls de energie vitamina aia C și era, nu știu, așa, o rază de viață în toată febra aia prin care treceam. După ce am luat astea, m-am pus din nou la somn, însă de aici a apărut altă problemă. Nu puteam să dorm pe spate și eu sunt obișnuit să dorm pe spate. Simțeam că mă sufoc, simțeam că nu am aer. Două nopți am dormit doar pe burtă. Doar în momentul în care mă întorceam pe burtă, devenea totul, bă, instant, devenea ok. Puteam să respir fără probleme și cam așa m-a ținut și vineri și sâmbătă toată ziua. Ca să fac o mică recapitulare, undeva la 14 ore după administrarea vaccinului am început să am următoarele reacții. Dureri la mușchii spatelui, durerea mâinii în care mi s-a administrat vaccinul, dureri de cap în zona tâmplelor, dureri de ochi și simțeam ochii fierbinți, insuficiență respiratorie. Cu toate astea, eu am un aparat care măsoară nivelul de oxigen din sânge, iar acel nivel era normal. Aparatul mi-a arătat un nivel normal de oxigen în sânge, plus mi-a arătat și pulsul și tensiunea în valori normale, deși eu simțeam sau am avut impresia că am insuficiență respiratorie. Din nou, nu sunt medic, nu pot să vin să dau eu un diagnostic clar pe aceste subiecte. Aici e pur și simplu de feeling și de cum simțeam eu și cum percepeam eu tot ce se întâmplă în jur, având în vedere că aveam și febră. Na, poate să fie alterată puțin memoria mea, nu bag mâna în foc că nu. Când respiram, simțeam că respir mai degrabă că expir aer cald. Am avut febră constantă de 39, foarte puțin a scăzut. A fost o constantă de 39 timp de 2 zile. N-am avut poftă de mâncare, absolut deloc, nu am mâncat deloc. Am mâncat acele 2 guri de omletă vineri dimineața și am mâncat sâmbătă. De fapt, am băut o farfurie de supă. Am avut și frisoane. Simțeam de la încheieturi în jos că sunt gheață. Și la încheieturile mâinilor și la încheieturile picioarelor. Pur și simplu simțeam frig. Simțeam că sunt afară și că tremuram de-a dreptul. Eu punând mâna pe
tatăl meu, de exemplu, am pus mâna pe tata și am zis, bă, uite, pur și simplu rece, simt că sunt de bocnă, la care tata îmi zicea, ești fierbinte, ești incredibil de fierbinte. Înțelegeți percepția și simțurile mele. Iar toate astea au trecut aproape subit. M-am trezit duminică dimineața și eram ca nou. Mă mai durea puțin capul, febra scăzuse până undeva la 37,2, nu mă mai dureau în schimb mușchii. Puțin spatele pentru că am stat două zile doar în pat întins și mâna na care se resimțea încă de la vaccin, de la seringa, de la acul intrat în mână. Deci, da, la mână oricum am simțit o jenă cam toată săptămâna. Concluzia mea este că prima tură a vaccinului a fost un succes și s-a văzut asta prin toate simptomele, s-a văzut asta că al meu minunat corp, a avut de luptat și de învățat. Deci, și-a făcut treaba, a făcut o treabă bună. Acum, vedem la rapel. De exemplu, și tatăl meu a făcut vaccinul tot cu AstraZeneca, ba chiar din lotul acela retras de pe piață ca fiind un lot problemă și nu a avut nimic. A transpirat puțin în noaptea de după vaccin. Atât. În ideea în care tata este cu tratament la inimă. Deci, ar fi fost un anumit risc acolo. Depinde foarte mult de la o persoană la alta, depinde foarte mult cât de sensibil este sistemul tău imunitar sau cum reacționează la astfel de stimuli. Depinde cât de violent este el în sine. Sper că v-am lămurit cum a fost cu vaccinul. Cu vaccinul așa a fost la mine. Așa s-a manifestat la mine. După cum am zis, la tata a fost cu totul și cu totul o altă treabă. La alte persoane pe care le știu că s-au vaccinat cu AstraZeneca a fost cu totul și cu totul altceva. Depinde foarte mult de la un corp la altul, de la o persoană la alta. Nu vă lăsați influențați de ce am spus eu aici, nu vă lăsați influențați de ce au spus alții în alte părți. Nu am să fac niciun fel de îndemn pe acest subiect. Doresc ca voi să conștientizați pericolul sub care ne aflăm, să renunțați prin informare și prin studiu la toate teoriile conspiraționiste și la ideea de a treia ordine mondială și așa mai departe. Tare mult aș vrea să fiți raționali și să vă doriți atât vouă cât și celor din jur numai bine și numai sănătate. E foarte simplu. Eu am fost Likeage, știți unde mă găsiți, aveți linkurile în descriere, iar până data viitoare, știți ce trebuie să faceți. Stay safe!